De 2 săptămâni învățământul este paralizat în Botoșani. Profesorii din 25 de școli refuză să mai intre la ore pentru că nu și-au primit banii. Motivul? Nu există fonduri la bugetul de salarii. Problema ar trebui tranșată de guvern, spun profesorii. Deocamdată însă executivul nu a dat niciun semn că va interveni. Prin sălile de clasă bate vântul. Pe o tablă scrie mare protest, iar de 2 săptămâni elevii nu au mai călcat pe la ore. Lista nemulțumirilor este lungă. Noi nu am primit niciun leu din salariu pentru luna februarie. Nu noi suntem problema. Cei care hotărăsc pentru soarta noastră ar trebui să iasă și să spună lumii: nu avem bani pentru educația din Botoșani. Anul acesta, guvernul a dat doar 50% din banii necesari pentru plata salariilor. Nu s-a respectat nici hotărârea judecătorilor ca salariile să fie majorate cu 33%. Guvernanții noștri nu s-au închis deloc în a avea soluții pentru rezolvarea conflictului. Cel mai mult au de suferit elevii din anii terminali. Nu credeți că o să pierdeți din cursuri și o să aveți probleme la examene? Ba da, considerăm și acest lucru, însă suntem solidari cu ei. Profesorii însă aruncă vina în curtea guvernului. Dumnealor nu le pasă de elevi, nu să ne învinuiască pe noi. Suntem revoltați și vom continua protestul. Puteau să fie transferate sumele necesare din trimestrul 4 în trimestrul 1 și nici nu s-ajungea la acest protest. Și nu vor să cedeze. Ne gândim să mergem până la înghețarea anului școlar. Pentru a stinge conflictul, Inspectoratul Școlar a propus cadrelor didactice un avans de 500 de lei din salariul pe luna februarie. Profesorii au refuzat, iar protestul va continua.